Jurul palatului este o pădure foarte mare și pe asta zic să-mi o tai toată. Și de-i doborâ-o la pământ în zorii dimineții de la 6 până seara la 6, atunci o să chibzuiesc de se cuvine orba să-mi fi ginere. Apoi îi dădu un topor de sticlă, un ic de sticlă și o toporișcă tot de sticlă. Ajunse flăcăul în pădure și când izbi odată cu toporul într-un copac, se sparse toporul în două. Atunci luă icul și când lovi în el cu toporișca, se sparse în mii și mii de fărâme. Dacă văzu asta, feciorul se mâhni amar în sinea lui, că de acum i s-a împlinit sorocul și o să trebuiască să moară. Și se așeză el pe o buturugă și începu a plânge. Când veni ora prânzului, numai ce grăi împăratul către fiicele sale. Ian, ascultați aici, una dintre voi trebuie să se ducă în pădure să-i ducă ceva de mâncare flăcăului. Ba nici prin gând nu ne trece, rostiră într-un glas cele două fete mai mari, noi nu-i ducem nimic. Să-i ducă Mezina, că la ea a vegheat ultima noapte. Și așa se făcu, de fata cea mai mică trebuie să se ducă în pădure ca să-i ducă o leacă de mâncare flăcăului. Ajunse ea în marginea aceea de codru și de cum îl văzu, îl întrebă cum îi merge. Vai de viața mea și de zilele mele, începu atunci a se văicări el, tare prost îmi merge, zău așa. Dacă-l auzi ce zice, Mezina îl îndemnă să vină mai întâi să ia în gură ceva, dar flăcăul nici nu vrut să audă de mâncare. La ce mai trebuia să mănânce când îi era dat să moară în curând? Da, vezi că ea îi spuse vorbe de alean, ca să-l facă să guste din bucate, că până la urmă veni lângă fată și mâncă nițeluși. După ce flăcăul își amăgi foamea, ea îi spuse: hai, lasă-ți capul aici în poală, că de te-oi scârpina puțin în cap, o să ți se schimbe gândurile și te-i liniști. Și în timp ce fecioara îl scârpina, odată îl prinse somnul pe flăcău și de oboseală a dormi. Dacă îl văzu cufundat în lumea viselor, Mezina scoase năframa de pe cap, o înnodă și numai ce lovi cu ea de 3 ori în pământ, spunând cu tărie: hei, lucrătorilor, ia ieșiți afară! Și cât ai clipi, prinseră a se aduna o mulțime de spiriduși care o întrebară pe domniță care e porunca și ea se grăbi să le spună. Știți pădurea din jurul castelului, nu-i așa? În 3 ore să fie tot codrul tăiat, iar lemnele să fie rânduite frumușel în stive și nici o stivă să nu fie mai mare ori mai înaltă. Dacă-i auziră porunca, spiridușii se duseră, deși adunară toate rubedenile să le ajute și ele. Și pe dată porniră lucrul. Și ce crezi, când se împliniră cele 3 ore, totul era gata. Veniră ei să-i spună domniței că i-au îndeplinit porunca și fata din nou luă năframa ei albă și înodând-o spuse cu tărie: hei, lucrătorilor, acu acasă! Și pe dată dispărură cu toții de parcă nici n-ar fi fost. Când se trezi feciorul de crai, tare se mai bucură el de cele ce-i fu dat să vadă. Și fata îi spuse: vezi să ai grijă, când o bate ceasul de 6 să te întorci acasă. Și chiar așa făcu, iar împăratul îl întrebă de cum îl văzu. Ei, ai tăiat pădurea, dar cum altfel, răspunse feciorul de crai. Apoi se așezară cu toții la masă și mai către sfârșit, numai ce începu împăratul a-i zice: mă tem că o să-ți fac inimă rea, dar încă nu pot să ți-o dau pe fie mea de soție, că ai mai avea ceva de făcut. Ce anume ar mai fi? Vru să afle atunci feciorul de crai.
Ei, nu-i mare lucru, răspunse împăratul. La dreapta castelului e un lac întins și chiar de mâine dimineață o să trebuiască să te duci acolo, să-l cureți de nămol și să-l faci să fie limpede ca oglinda. Și să aibă în el și tot felul de pești, că cei de-au fost au pierit. În dimineața următoare, împăratul îi dădu o lopată de sticlă și un târnăcop de sticlă și după aia îi spuse: la 6 vezi să fie lacul gata, că altfel o pățești, să știi. Feciorul de crai o porni către lac și când ajunse acolo și începu lucrul. Dar abia apucă să înfingă lopata în mlaștină că se și frânse în două. Atunci înfipse târnăcopul, dar se rupse și el în două. Dacă văzu asta, flăcăul se mâhni grozav și nu mai știu ce să facă. Când venia miaza, mezina îi aduse iar ceva de mâncare și îl întrebă cum îi merge. Și feciorul de crai îi răspunse că nici nu s-ar putea să-i meargă mai prost decât îi merge și că e dat, se vede, să-și piardă capul. Iarăși nu am cu ce lucra, adaugase el, într-un sfârșit, că s-au rupt în două și lopata și târnăcopul. Haide, vino de mănâncă, spuse atunci fata, că pe urmă or să ți se schimbe gândurile, n-ai teamă. Dar flăcăul abia își descleștă gura să zică: nici prin gând nu-mi trece, mi-e prea amară inima și prea mă apasă tristețea ca să mai pot duce ceva la gură. Atunci ea îl luă iarăși cu vorbe bune și îi liniști cugetul până ce-l făcu să vină să mănânce ceva. Și iarăși îl scârpină în cap până ce-l fură somnul și a dormit. Dacă-l văzu cufundat în lumea viselor, fata își scoase năframa de pe cap și, făcând un nod, numai ce lovi cu ea de 3 ori în pământ, spunând cu tărie: hei, lucrătorilor, ia ieșiți afară! Și într-o clipă, prinseră a se grămădi în jurul o mulțime de spiriduși și cu toții o întreabă care este dorința.